Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea! Astăzi, așa cum v-am obișnuit, o să fac un video din voliera rostovilor și a siberienilor. În curând o să sosească și inelele ce le-am comandat la asociație. Suntem înscriși în asociația Fauna Băniei. Și de acolo ne procurăm inelele pentru porumbei. Eu am comandat numai inele de 10 mm pe care le folosesc la Rostov, siberieni, voltați indieni și eu o să le folosesc și la rândunelele de Saxonia. După cum puteți observa, rostovii și-au ales boxa, fiecare dintre ei. Aici avem și ouă, dar fiind primul rând de ouă, nu tragem mari speranțe. Ei nu prea au avut timp să se calce, așa că este posibil ca acest prim rând de ouă să fie limpez, să nu avem pui. Grătarele de boxe, le puteți observa, grătarele pe care vi le-am prezentat și în videoul trecut. O să mergem să vă arăt cât de bune sunt aceste grătare, observați. Grătarele rămân curate la suprafață. Găinatul cade jos pe acele reviste pe care vi le prezentam și noi putem face curățenie mult, mult mai ușor la volieră. Aici avem o pereche de rândunele care eu cred că s-au format. Le mai lăsăm o perioadă să vedem dacă într-adevăr sunt pereche, dar din câte putem observa, cred că s-au împerecheat rostovii. Vedeți cât de vioi sunt porumbeii. Avem o femelă de rostov argintiu foarte frumoasă. Avem ou la o pereche de rostovi argintii siberienii, dar să revenim la, aici avem o pereche de jucători de Uzbekistan care stă pe cuib, o pereche de rostov argintiu, acolo jos avem o pereche de voltați indieni care, așa cum vă spuneam și în videourile trecute, i-am adus în voliera rostovilor pentru că numai în acest fel puteam să despar femela de masculul ce l-a avut anul trecut. Să mai urmărim puțin afară. Ia uitați ce femelă de rândunică de Saxonia avem aici. Are încălțătura tunsă. Am intrat puțin să filmăm rândunelele. Dar să revenim la rostovi. Puteți observa cât de activ sunt. Aici avem o femelă de rostov neagră. Masculul de jucător de Uzbekistan. Aici
O să revenim cât de curând. Sper să apară și primii puișori din 2017. O să fie perfect pentru că vremea s-a încălzit și nu o să avem niciun fel de problemă. Aici avem o pereche de rostovi albi și ei se pregătesc să se tragă la boxă. O să urmărim să vedem ce pui vom obține din această pereche. Dar până data viitoare, vă salut și vă urez toate cele bune!